Bună ziua! Astăzi aș vrea să vă fac o scurtă prezentare despre arii naturale protejate, câte categorii de arii protejate are România, ce înseamnă diferența dintre un tip de arie protejată și celălalt și aș vrea să exemplific această prezentare pe un caz concret, pe Parcul Național Domogled Valea Cernei, un parc național foarte important în România, cu o suprafață foarte mare, de 60.000 de hectare. Și aș vrea să cumva elimin niște mituri care există despre ariile naturale protejate. Faptul că avem o arie naturală protejată suprapusă peste o anumită zonă, asta nu înseamnă că nu mai este permis absolut nimic în zona respectivă și o să explic concret pe un caz particular ce înseamnă aceste restricții, ce înseamnă zonarea din parcuri naționale, ce înseamnă un sit Natura 2000 și câte categorii de arii naturale protejate avem. Aș începe cu parcurile naționale. Știți discuțiile actuale despre parcuri naționale și despre efortul guvernului de a extinde zona de protecție strictă din parcuri naționale și o să vă explic că parcurile naționale au un sistem de zonare internă în care nivelul de restricție este diferit în funcție de zona în care ne aflăm. În Parcul Național Domogled Valea Cernei avem o zonă de protecție strictă, unde nu este permis aproape niciun fel de activitate, mai cu precădere cele cu interes de interes științific, zona roz de pe această hartă, după care avem o zonă de protecție integrală, unde extragerea de materiale MOS nu este permisă, zona cu roșu de pe această hartă, și avem și zona de conservare durabilă, o zonă în care sunt permise anumite activități, inclusiv extragerea lemnului. Vedeți partea verde de pe această hartă. În această zonă este permisă extragerea de material lemnos și este foarte important de menționat acest lucru pentru că în zona Parcului Național există comunități locale, există mici afaceri care depind de pădure și care au nevoie de acest lemn. De asta, în momentul în care Parcul Național a fost înființat, s-a ținut cont de această zonare și de diferitele nevoi pe care comunitățile din zonă le au legate de aceste parcuri. Deci, încă o dată, procentul de extindere care în acest moment, procentul de protecție strictă care în acest moment este undeva la 50%, este propus să fie extins până la un procent de 75% pentru a respecta niște ghiduri internaționale cu privire la parcuri naționale. Dincolo de parcuri naționale, în aceeași zonă, suprapus pe suprafața parcului, există un sit Natura 2000. Aceste situri Natura 2000 sunt arii naturale protejate de interes european. La aderarea României la Uniunea Europeană, ca țară, ne-am asumat că vom înființa această rețea de arii naturale protejate de interes comunitar, unde nu discutăm de zonare, ci discutăm despre diferite tipuri de habitate și specii care trebuie ocrotite și protejate pe termen lung. Natura 2000 ca și concept de arii naturale protejate nu interzice activitățile tradiționale sau activitățile economice în zonă, ci orice activitate care se desfășoară trebuie să aibă un impact minim asupra habitatelor și speciilor. Activitățile care se desfășoară trebuie evaluate astfel încât să ne asigurăm că nu sunt degradate habitate și specii. Însă, conceptul de arie protejată Natura 2000 nu înseamnă restricție totală. Deci dacă ar fi să comparăm un parc național cu un sit Natura 2000, într-un parc național, prin legislația românească, avem restricții mai severe comparativ cu un sit Natura 2000. În câteva cuvinte am prezentat aceste două tipuri de arii protejate. Bineînțeles că între aceste categorii există parcurile naturale, există rezervații științifice, mai multe categorii de arii protejate. De asta e foarte important, când discutăm despre arii protejate, să înțelegem la ce fel de arie protejată ne referim, care sunt restricțiile care se aplică, care sunt obiectivele pentru care au fost înființate aceste arii naturale protejate. Dincolo de asta, în România mai avem o situație specială. Vedeți cu acest verde deschis suprafețele de păduri virgine și quasi-virgine care sunt incluse în situl Natura 2000 Domogled Valea Cernei și în Parcul Național Domogled Valea Cernei. Aceste păduri virgine și quasi-virgine au fost identificate în baza legislației naționale, un ordin de ministru, prin care s-au stabilit criteriile de identificare ale lor și statul român și ONG-uri și alte instituții au asigurat inclusiv finanțarea și munca de identificare a lor în teren. În acest moment, România are peste 70.000 de hectare de păduri virgine incluse în acest catalog.
După cum vedeți în această imagine, în domogled, sunt suprafețe foarte consistente cu păduri virgine, deci suprafețele pe care le vedeți cu verde deschis în această imagine, sunt păduri virgine identificate, incluse în catalogul pădurilor virgine și quasi-virgine și protejate strict, pentru că aceste păduri sunt niște exemple de păduri unde procesele naturale s-au desfășurat și unde activitățile economice sunt interzise. Pe scurt, câteva noțiuni pe care le auziți foarte des și pe care am vrut să vi le explic, pentru că cred că este important că, ca cei care iubesc natura să înțeleagă cum protejăm natura, câte modalități de protejare a naturii există, câte categorii de arii naturale protejate există și care sunt diferențele dintre toate aceste categorii. Referitor la desemnarea acestor arii naturale protejate, este foarte important de înțeles că un parc național sau un parc natural nu pot fi desemnate decât printr-o inițiativă a Guvernului, a Ministerului Mediului. Există arii naturale protejate de interes local care se pot desemna de către Consiliul Local, de exemplu, și există niște discuții pe această temă, inclusiv la Brașov, dar și în alte localități. Trebuie să înțelegem că diferite arii protejate au un regim de restricție și în funcție de care este autoritatea publică care le asigură protejarea. Cel mai important proces pe care eu îl consider relevant când desemnăm o arie protejată este consultarea factorilor interesați. Oamenii, toți cei care au niște nevoi legate de aceste păduri sau de aceste zone naturale pe care vrem să le protejăm, trebuie să înțeleagă de ce este nevoie să protejăm aceste spații, care vor fi restricțiile care vor fi impuse, pentru că restricțiile se vor aplica inclusiv proprietarilor de terenuri sau utilizatorilor de terenuri din aceste zone. Și bineînțeles, ce măsuri de compensare pentru proprietari există în cazurile în care suprafețele lor sunt incluse în arii naturale protejate. De-a lungul timpului, această consultare a fost făcută mai bine sau mai rău și observăm o reticență destul de crescută a comunităților locale când vorbim de extinderea arilor naturale protejate, înființarea unor noi arii naturale protejate, și asta pentru că aceste procese de consultare s-au desfășurat superficial oamenilor, cetățenilor, localnicilor, nu li s-a explicat care sunt beneficiile, avantajele și dezavantajele unei astfel de arii naturale protejate și atunci lipsa aceasta de comunicare și de implicare reală a comunităților locale a dus în unele cazuri la conflicte. În procesul pe care ni l-am asumat de extindere a suprafețelor de protecție din parcurile naționale, vrem să plecăm de jos în sus. Vrem să implicăm comunitățile locale, să discutăm cu primari, cu silvici, cu specialiști din domeniile de protejare a naturii cu care discutăm, ONG-uri, bineînțeles, active la nivel local și național, astfel încât echilibrarea acestor nevoi să fie făcută fără să creăm conflicte, să existe soluții de compensare a proprietarilor pentru restricțiile care le sunt impuse și aceste obiective sunt incluse atât în programul de guvernare cât și în strategia națională pentru păduri care a fost recent scoasă în consultare publică. Încă o dată este important să comunicăm de la firul ierbii cu oamenii, să înțeleagă nevoia protejării acestor spații, pentru că de la oraș la sat, nevoile legate de păduri și de spații naturale și de peisaje sunt diferite. Dacă la București oamenii vor păduri în care se plimbe, să recreeze, în zona de munte sunt foarte multe comunități care depind de lemnul de foc pentru încălzire, mai ales în contextul crizei energetice pe care tocmai o traversăm. De asta comunicarea, consultarea, care deși necesită timp și întârzie anumite decizii și procese, este esențială în acest proces de desemnare, de extindere a zonei de protecție strictă și de înființare de noi arii naturale protejate. După experiența de aproape un an și jumătate pe care o am la Ministerul Mediului, aș putea să spun că am înțeles care au fost provocările de la momentul desemnării arii naturale protejate și cum ar trebui să lucrăm de acum încolo. Este important să existe o armonie între nevoile comunităților locale, nevoile de a proteja specii și habitate, nevoile de dezvoltare ale unei comunități și cred că doar prin dialog constructiv și prin discuții aplicate de la caz la caz vom găsi soluțiile cele mai bune, astfel încât protejarea naturii să nu fie văzută ca o barieră în calea dezvoltării, ci ca o oportunitate. Și în același timp recomand tuturor celor care sunt interesați de natură și care iubesc natura
să se informeze din surse științifice, să înțeleagă că o aree naturală protejată poate să fie de mai multe categorii, că obiectivele unei arii protejate pot fi diferite, pentru că o să vă dau un exemplu foarte concret. Dacă ne dorim o pădure în care să ne recreăm, să ne petrecem timpul liber, va trebui să facem niște investiții în acea pădure. O pistă de bicicletă, o pistă de alergare. Ori dacă înființăm o arie naturală cu protecție strictă, aceste lucruri nu se pot desfășura. Este important să înțelegem ce cerem de la autorități. Este important să știm ce ne dorim și să punem pe masa celor de la care vrem niște decizii legate de protejarea naturii exact solicitările pe care le avem și să lucrăm împreună pentru ca aceste diferite obiective legate de păduri și de arii protejate să poată fi îndeplinite fără să existe conflicte sau cât mai puține conflicte pe această temă.